Ministrul Educației a făcut în această dimineață o inspecție fulger în mai multe școli și grădinițe din Ialomița și Călăraș. A găsit o realitate crudă văzută până acum mai mult la știri. Toalete în curte, învățători care urlă la elevi, clase improvizate și primari care nu investesc în educație. La final, Monica Anisie a promis și alte inspecții neanunțate pentru a-i forța pe primar, spune ea, să aloce bani școlilor. Bună dimineața! Sunt Monica Anisie, ministrul educației și v-am auzit de pe hol cum urlați la copii. Aceasta este o atitudine pe care dumneavoastră trebuie să o aveți față de așa copii frumoși? Da, n-am frumoși. Urlă, doamnă. Da, așa am eu vocea, nu urlu, să spună ei. Așa se ținea lecția despre litera T în satul Frumușica din Ialomița, la clasa pregătitoare. Nu eram supărată, dar doi dintre copii nu înțelegeau, mergeau la exercițiul 2 și noi lucram exercițiul 1. Țipă. Păi de ce? Păi dacă nu stăm cu mine... La grădinița din Frumușica, unde sunt și elevi de clasa a treia, nu există pază. Copiii au toalete turcești undeva în curte, dar sunt puși să lase încălțămintea la ușă. Pentru ca să nu mărdăm din parchetul. Merg la toaletă, vin cu noroi și se umflă parchetul dacă este. Dumneavoastră, de ce n-aveți papuci? Da, așa este. Ar fi trebuit să mă conformez și eu. Apare și directoarea școlii pe post încă din 2005. Este împământenită deja povestea asta cu papucii. Nu avem nici omul de serviciu cu normă întreagă, are 3 sferturi de normă. Toaletele din curte, cumpărate în decembrie, reprezintă ultima investiție a primăriei din Axintele la grădinița Frumușica. De grupuri sanitare în interior nu poate fi vorba după ce primăria a pierdut 89.000 de lei bani de la guvern. Nu a terminat documentația în timp util. Aveau posibilitatea să construiască aceste toalete, aveau posibilitatea de a îmbunătăți viața copiilor la școală și mulți dintre ei nu au făcut-o. De la școală, ministrul educației s-a dus țintă la primărie. Apare Grigore Tudor, primarul comunei din 2008 până în prezent. În 10 ani ați reușit să faceți o toaletă pentru copiii ăia? Haideți că întrebările trebuie să aibă și un sens. Ar fi fost și bani europeni dacă ar fi încercat cineva să ia. Ați atras fonduri europene aici în comună? Da, am luat un buldoi excavator pe gal. E chiar alergătură mare să obținem banii ăștia. Oare n-ați reușit să alergați mai repede un pic și pentru copii? Până la al treilea mandat? Da, aveți dreptate, dar urmează și școala Frumușica. Documentele și proiectele ce țin de fonduri europene trec prin mâna doamnei Ioana, angajată la primărie din 86. 1986. Ca să obții trebuie să fie cineva pregătit în domeniu. Și nu e nimeni din primărie pregătit? Nu. Și atunci, oare de ce mai ocupați de această poziție? Sunt destul de multe activități de făcut. Din Ialomița, ministrul educației a ajuns la școala din comuna Sălcioara, județul Călăraș. Într-o sală plină de fum de la sobă, învățau 9 copii de grădiniță. Cadrele didactice sunt pe cale de dispariție, pentru că... Le fac naveta și, din nefericire, nici nu decontează primăria. S-a decontat vreodată naveta de la începutul acestui an școlar? Nu s-a decontat. Iar rechizitele, planșele și toate materialele didactice sunt plătite în totalitate de părinți. 600.000 de lei pe an, noi trebuie să gestionăm acest bani, să avem iluminat, să avem salarii la primărie. Salariile primăriei mărite în urmă cu 2 ani, prin decizia Consiliului Local, au fost o prioritate. Nu au mai rămas bani pentru investiții în educație ori infrastructură, ne spune consilierul personal al primarului Gabriel Stoica, profesor totodată. Domnul profesor Gabi Stoica. Profesor? A fost profesor, da. Aha, ce profesor? De matematică. Și de ce și-a trecut pe tăblița? Și... Eu am vrut. Ca să vadă cetățeanul ce oameni sunt aici, nu sunt ăștia nei ca nimeni. Ministrul Educației a anunțat că va face zilnic vizite neașteptate în toate școlile și grădinițele din toată țara. Vreau să conștientizeze toți primarii că este momentul să investească în educație. Conform Ministerul Educației, în România, peste 700 de școli încă au toalete în curte. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.